Vă mai propun încă două piese cu negativ. Să nu mă certe Cezar că eu nu am montat chitara, dar în momentul în care vin peste cu încă un instrument, mai dereglează puțin sunetul și... e vorba despre Anotimpul Regretelor, o piesă pe care eu o iubesc foarte mult și care s-a născut într-un moment mai puțin fericit din viața mea. Însă mă bucur că a ieșit o piesă atât de frumoasă și mulțumesc din nou lui Vali că a fost pe recepție și mi-a făcut așa un text frumos, Anotimpul Regretelor. Să vă mulțumim.